polițiștii ar fi verificat existența pe DG226 și pe DG226A a indicatoarelor care să semnalizeze faptul că circulația rutieră este închisă, dar au constatat faptul că cele două drumuri județene nu erau semnalizate corespunzător cu indicatoare de drum închis. Prin noapte, când practic noi l-am declarat închise, ne-a fost în momentul acela practic imposibil să ajungem în capetele acelor tronsoane de drumuri să ducem niște semne, niște indicatoare. 3.000 de lei ar trebui să plătească acum REAJDP pentru nesemnalizarea corespunzătoare a drumurilor închise. Nu avem date concrete cum că am fi fost sancționați și chiar dacă, să zicem, s-a întâmplat chestiunea asta, asta este, ce putem face? Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință. Scopul nostru a fost să nu punem oamenii în pericol și să dezăpezim drumurile județene.